Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Obiectul declarației politice, rezoluția Parlamentului European privind statul de drept în România. Stimate colege și stimați colegi, Parlamentul European a adoptat marți 13 noiembrie, în plenul de la Strasbourg, rezoluția privind statul de drept din România, fiind reprezentat totodată raportul MCV de către Comisia Europeană. În contextul în care ambele texte sunt de o duritate fără precedent pentru țara noastră, iar România urmează să preia președinția rotativă a Uniunii Europene, este limpede că îngrijorarea partenerilor noștri europeni nu face altceva decât să sublinieze lipsa de credibilitate și predictibilitate a actualului guvern. Dragi colegi, demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și drepturile omului sunt valorile fundamentale ale Uniunii Europene, iar ele nu sunt negociabile. Într-o societate în care trebuie să primeze toleranța, justiția, solidaritatea, România nu își permite derapajul pe care actualul guvern îl confundă cu dezvoltarea. Suntem membrii familiei europene, iar această calitate aduce cu sine nu doar drepturi, ci și obligații. Iar obligațiile, cel puțin în ultimul an, au început să fie neglijate. Ne aflăm în an centenar. Din păcate, ne amintim tot mai rar că întemeietorii politicii moderne românești au stabilit în anul 1918 un traseu european pentru țara noastră. Este datoria noastră, a tuturor oamenilor politici, să nu jucăm rolul epigonilor, ci pe cel al continuatorilor responsabili. Vă mulțumesc, deputat pro-România Mihaela Huncă.